Bună ziua, vă salută Tatiana. După cum am observat, au început deja lucrările pentru Crăciun. Eu astăzi mă prezint în fața dumneavoastră cu acest clopoțel. Este un model adaptat doamnelor începătoare. Vom lucra cu firul de bumbac, firul obișnuit, deci nu are un număr. Și voi folosi croșetul cu numărul 1,05 mm. Vom porni lucrând un număr de 8 ochiuri de lanț. Acesta este cel de început. Deci vom lucra 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. După ce am lucrat aceste 8 ochiuri de lanț, vom intra în corespondența primului ochi de lanț și vom închide totul cu fir alunecat. Din acest moment, noi vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Eu am deja cel de-al doilea și cel de-al treilea, astfel că vom continua până la 12. Lucrate cele 12 piciorușe scurte, vom intra în corespondența primului picioruș scurt cu fir alunecat și vom închide rândul. Vom lucra 2, 3 ochiuri de lanț care reprezintă un picioruș dublu plus un ochi de lanț de separare. Firul pe croșet, vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș scurt și vom forma cel de-al doilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare. Voi continua cu cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare. Astfel vom lucra de jur împrejur și vom avea un total de 12 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Am lucrat cele 12 piciorușe duble, am făcut ultimul ochi de lanț, iar acum voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Din acest moment vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul de două ori pe croșet. Voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Un ochi de lanț de separare, firul de două ori pe croșet și mă deplasez în următorul picioruș. Și aici voi face două piciorușe duble înalte. Avem primul, de două ori firul pe croșet și îl voi lucra pe cel de-al doilea. După ce am lucrat cel de-al doilea picioruș dublu înalt, voi face ochiul de lanț de separare și voi continua în piciorușul următor, lucrând două piciorușe duble înalte, în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior, plus ochiul de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe întreg rândul. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimul grup de două piciorușe duble înalte, ochiul de lanț de separare, iar acum voi închide totul în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Apoi voi continua lucrând 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, care țin locul unui picioruș dublu înalt, firul de două ori pe croșet și voi intra în următorul picioruș lucrând un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul de două ori pe croșet, voi intra în următorul picioruș dublu înalt și voi face un picioruș dublu înalt, firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu înalt și voi face din nou un picioruș dublu înalt. Eu lucrez foarte strâns, lucrând strâns, să vedeți ce ținută are clopoțelul, nici nu am nevoie să-l apretez. Deci am făcut cel de-al doilea grup de două piciorușe duble înalte, ochiul de lanț de separare, firul pe croșet și voi continua.
Deci, în aceasta constă rândul acesta și următoarele, pentru că în acest mod noi vom lucra un total de 5 rânduri. Deci, din acest moment, noi vom număra 5 rânduri și vom lucra piciorușe duble înalte, separate de un ochi de lanț. Deci, în felul acesta. Am ajuns la capătul acestui rând, voi face ochiul de lanț și voi închide în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. După cum puteți vedea, deja primul rând l-am realizat. În același mod, vom lucra alte 4 rânduri. Deci, avem 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, apoi firul pe croșet, voi intra în următorul, voi face un picioruș dublu înalt, le închid împreună, ochiul de lanț de separare, următoarea serie de piciorușe duble înalte, deci practic tot ceea ce am lucrat în acest prim rând, noi vom repeta și cum vă spuneam, vom face un total de 5 rânduri. Deci, primul l-am realizat și vom continua cu următoarele 4. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra cele 4 rânduri. Am ajuns și la capătul celui de-al 5-lea rând. Am făcut ochiul de lanț de separare, voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al 4-lea ochi de lanț din primul picioruș. După ce am închis cu fir alunecat în corespondența celui de-al 4-lea ochi de lanț, noi vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, vom intra în corespondența aceluiași picioruș și vom face cel de-al doilea picioruș dublu înalt. De două ori firul pe croșet, vom intra în spațiul dintre aceste două piciorușe din rândul anterior și vom face cel de-al treilea picioruș dublu înalt, firul pe croșet, iar în corespondența următorului picioruș dublu vom face două piciorușe duble înalte. Astfel vom crea o serie de 5 piciorușe duble înalte în corespondența acestor două piciorușe din rândul anterior. În acest moment voi face 1, 2 ochiuri de lanț, voi intra în spațiul dintre următoarele două piciorușe duble înalte și voi face un picioruș scurt, 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet de două ori și voi intra în corespondența următorului picioruș dublu și voi forma cele 5 piciorușe duble înalte. Avem primele două, între piciorușele duble voi face cel de-al treilea picioruș dublu înalt, spun mereu picioruș dublu, mai ele, dar sunt piciorușe duble înalte. Cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu înalt. Din nou, două ochiuri de lanț, vom intra între următoarele două piciorușe și voi face piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, după care voi intra în corespondența următorului picioruș și voi lucra din nou seria piciorușelor duble înalte, cele 5 piciorușe duble înalte. Avem cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, vom intra aici, și cel de-al cincilea.
Astfel vom continua pe întreg parcursul rândului. Avem 12 grupe de câte două piciorușe duble înalte. În acest mod, lucrând, noi vom forma 6 grupe de câte 5 piciorușe duble înalte. Deci așa se va prezenta primul rând de la baza clopoțelului. În continuare lucrăm singure. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț și vom închide totul în corespondența celui de-al patrulea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Așa cum vă spuneam, avem 6 astfel de evantaie, 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Din acest moment, noi vom lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul de două ori pe croșet, vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și vom face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș și vom face un picioruș dublu înalt, un ochi de separare. Continuăm cu cel de-al patrulea picioruș dublu înalt, ochiul de lanț de separare și cel de-al cincilea picioruș dublu înalt. În acest moment vom face două ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt din rândul anterior, două ochiuri de lanț, firul de două ori pe croșet și vom trece la următorul evantai și vom lucra fiecare picioruș dublu înalt cu un ochi de lanț de separare între ele. Lucrez cel de-al doilea, ochiul de lanț. Acesta este unul dintre cele mai simple modele de clopoțel. Este adaptat doamnelor începătoare, dar și doamnelor care doresc să lucreze, chiar dacă sunt mai avansate. Însă, așa cum vă spuneam, este unul dintre cele mai ușoare și este destul de aspectuos. Acum continui cu cele două ochiuri de lanț, piciorușul scurt în corespondența piciorușului scurt, două ochiuri de lanț și voi continua pe întreg parcursul rândului în acest mod. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am făcut două ochiuri de lanț, voi face piciorușul scurt în corespondența piciorușului scurt, două ochiuri de lanț și voi închide totul în cel de-al patrulea ochi de lanț din primul picioruș. Voi închide cu fir alunecat. Din acest moment, în corespondența primului picioruș voi face un picioruș scurt, apoi voi intra în corespondența ochiului de lanț, voi face din nou picioruș scurt. Fiind ultimul rând, noi vom da stabilitate lucrării noastre, o vom închide și vom lucra câte un picioruș scurt, atât în corespondența piciorușului dublu înalt, cât și în corespondența ochiului de lanț de separare. În momentul în care vom ajunge în corespondența acestor două ochiuri de lanț, vom face 1, 2 piciorușe scurte, vom trece în corespondența următoarelor ochiuri de lanț și voi face din nou două piciorușe scurte și astfel vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt realizat. Vom scurta firul, iar capătul de fir îl vom ascunde dedesubt.
Fiecare îl va ascunde în modul în care dorește, fie cu croșetul, fie cu acul. Eu, de obicei, așa cum v-ați obișnuit, îl ascund capetele de fire cu croșetul. Și astfel am realizat unul dintre cele mai ușoare unul dintre cel mai ușor model de clopoțel. După cum puteți vedea, are o ținută perfectă, aproape că nu trebuie apretat. Dacă doriți să-i dați mai multă stabilitate, puteți să-l dați cu fixativ pentru păr și nu rămâne decât să îi punem firul transparent pentru a-l pune în brăduțul de Crăciun. În speranța că v-a plăcut ceea ce am realizat, vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu vă aștept din nou alături de mine. Am trecut o perioadă foarte dificilă și sper că de acum lucrurile vor merge bine și voi fi activă ca și până la un moment dat pe pagina grupului și pe pagina canalului. La revedere, vă salută, Tatiana!